Bună seara tuturor, dragii mei! Mă bucur că în seara aceasta putem să fim din nou împreună. Domnul să ne poarte de grijă. Vă spun un bun venit tuturor la Străjerul, de unde cuvântul lui Dumnezeu pleacă către casele noastre, către inimile noastre. Vă spun un sabat binecuvântat. Domnul să vă poarte de grijă și în carul său de biruință în toate lucrurile și în tot ceea ce faceți. Rugămintea lui Dumnezeu este că noi oamenii să intrăm în odihna de sabat, dar să nu rămânem doar acolo și să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu bun avem! Un Dumnezeu care ne cheamă să comunicăm, un Dumnezeu care ne cheamă să conversăm cu El, să învățăm de la El, să-L simțim aproape de noi. De multe ori noi, ca părinți, căutăm să îndepărtăm copiii când ne întreabă ceva sau vrea să fie aproape de noi. Dar Dumnezeu este invers. El vrea să fim aproape de El. Vrea să ne simtă. Vrea să se bucure de închinarea noastră, de slujirea noastră, de apropierea noastră de El. Este un Dumnezeu minunat. Așa ceva nu pot să-ți imaginez. De multe ori stau și mă gândesc și zic, dar cum poate să fie Dumnezeu așa? Nu-L înțeleg. Un Dumnezeu care rabdă, iubește în ciuda tuturor lucrurilor, are milă, se îndură. Nu, noi nu putem să cunoaștem. Noi suntem ființe limitate, noi suntem creatori, noi suntem țărna Pământului. Doar El este singurul care poate să înțeleagă lucrurile acestea, dragii mei. De-abia aștept să vină Domnul să ne întâlnim. Poate să îndura și de mine să mă mântuiască. Poate să îndura și de mine Dumnezeu să mă salveze de pe pământul acesta. Eu ce pot să zic? Fac ce pot. Mai mult de atâta nu pot să fac nimica. Mă rog la Dumnezeu ca să lupt lupta cea dreaptă. Mă rog la Dumnezeu ca lupta să fie corectă, să fie cinstită, să fie conform voinței lui Dumnezeu și mă rog ca fiecare dintre voi să aveți această luptă după voia lui Dumnezeu și să fiți biruitori în lupta aceasta. Discutam cu cineva seara aceasta și zicea, Doamne, mă rog, făcea frate Liviu, mă rog ca Dumnezeu să-mi ia toate ispitele, încercările dinaintea mea să nu vină peste mine. Și zic, nu te ruga ca Dumnezeu să-ți ia toate aceste lucruri, fiindcă niciodată nu te vei schimba, fiindcă tu nu o să fii biruitor asupra păcatului când cineva ți-l ia. Și în momentul când te vei întâlni din nou cu El, vei ceda și vei păcătui din nou. Tu roagă-te lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere. Ajută-mă să fiu biruitor. Ajută-mă să fiu un om care să rămână statornic și tare prin lupta aceasta în credință. Lucrurile acestea trebuie să le facem fiecare dintre noi, ca să putem să devenim oameni după voia lui Dumnezeu. Așa mai spunea cineva odată, zicea, păi frate Liviule, noi nu trebuie să facem nimic decât să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea scârbă de păcat și Dumnezeu ne va lua totul. La un moment dat mi-am pus un semn de întrebare și m-am gândit, băi, se poate și așa lucrul acesta. Dar zic, vreau să văd cum evoluează această stare pe care zice această persoană. Că ea se roagă, Dumnezeu îi dă scârbă și gata, s-a terminat, ea este curată, se sfințește înaintea lui Dumnezeu. Și urmărind evoluția acestei persoane, am observat, dragii mei, un singur lucru, că pe fiecare zi devenea mai rea, se agita mai mult, vorbea urât, se purta urât, băi zic, nu prea funcționează lucrul acesta, căci eu, din câte am citit, în cuvântul lui Dumnezeu spune așa, du-te cu puterea pe care o ai, du-te. Du-te. Dumnezeu îți va da putere. Și puterea aceasta pe care dă și o ai, du-te, luptă. Tu ascultă, supune-te lui Dumnezeu. Du-te că ce eu voi fi cu tine. Luptă, lupta cea dreaptă. Apostolul Pavel vine și spune, noi nu ne luptăm ca unii cu pumnul în vânt. Și mă port aspru cu trupul meu, aspru cu gândirea mea, aspru cu sentimentele mele, cu toate lucrurile. Eu nu le las așa. Între timp ce veneam cu mașina, ascultam, am o porțiune mică de un kilometru,
Căci la mașina cu care mă duc la cumpărături sau unde am nevoie, n-am radio pe ea și nu asta. Și acolo spunea așa, luăm interviu la niște sportivi și spunea, dacă vrem să ajungem oameni de performanță, noi trebuie să luptăm. Păi adică cum? De ce să luptați? Da, uite, vin sărbătorile, oamenii mănâncă, oamenii se distrează, oamenii se simt bine. Pe când viața noastră trebuie să fie continuă de înfrânare, de luptă. Noi trebuie să avem aceeași alimentație, același comportament. Trebuie să avem ore fixe de alergare, de pregătire, de... Și mă gândeam, uite cum relatează așa de frumos, cum spune Apostolul Pavel, că cei de la lucrurile de obște se înfrânează în toate lucrurile, se luptă pentru cununa aceasta, dar noi trebuie să ne luptăm pentru o cunună care este veșnică, care ne este dată în dar de Dumnezeu, pentru viața veșnică care nu se vestejește niciodată. Noi trebuie să luptăm în felul acesta. Aceeași luptă trebuie să o avem și noi de fiecare dată, dragii mei. Haideți în seara aceasta să ne rugăm și să intrăm în mesajul nostru, să vedem ce mare Dumnezeu să ne spună cu privire la viața noastră și la ceea ce trebuie să facem pentru timpurile acestea. Am văzut zilele acestea, dragii mei, căci se pregătesc lucruri mari. Problema este că vor să se scoată bani, începând cu întreprinderile care nu vor mai oferi nimănui și angajatorilor să mai ofere bani în mână, cel târziu, într-un an de zile, vor să scoată, vor lăsa de la persoanele vulnerabile, sărace, care nu au, și așa mai departe, dar cu timpul le vor scoate și pe acestea. Se vor face mari schimbări, mari modificări, pe care noi oamenii nici nu le înțelegem asta și nici nu le primim aceste lucruri pentru timpul acesta. De aceea trebuie să ne pregătim, trebuie să ne luptăm și să fim înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Haideți să ne rugăm pentru lista noastră de rugăciune și pentru ca Dumnezeu să coboare peste noi prin Duhul Său cel Sfânt să înțelegem ceea ce vrea să ne spună. Vă rog să mă soțiți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, veni și seara aceasta înaintea ta la picioare tale, să-ți mulțumim din toată inima că tu ai fost o săptămână cu noi. Îți mulțumim că ne-ai dat spor și zbândă lucrul nostru, ne-ai dat biruințe, ne-ai ferit de orice rău și viața noastră a fost scumpă înaintea ta. Dacă am greșit cu ceva, te rugăm frumos să ne ierți, cu siguranță am greșit. Eu mă simt vinovat de multe lucruri înaintea ta și te rog să mă ierți și să-mi dai putere ca să birui și să fiu curat înaintea ta după dorința ta. Te rog din toată inima să faci ca sabatul să fie o desfătare și o bucurie pentru noi. Îți mulțumim pentru el. Ajută-ne să intrăm în odihna lui, dar și în odihna spirituală și odihna de a avea pace și liniște cu tine. Te rog ca tu să cobori peste noi prin Duhul tău cel Sfânt, să faci ca cuvântul tău să ia loc în inimile noastre, să faci ca inimile noastre să fie inimi de carne și nu inimi de piatră. Te rugăm pentru proiectele misionare, ca tu să faci să ducem la îndeplinire și Duhul tău cel Sfânt să fie cel care conduce și călăuzește toate lucrurile și te rugăm să ne dai și în seara aceasta. Te rugăm pentru lista de rugăciune ca să intervii în viața acestor suflete pentru nevoile și problemele lor să fie rezolvate după voia ta, dar te rugăm ca niciunul să nu pierdă și cu tot să fie mântuiți. Îți mulțumim, Doamne, lăsăm tot în mâinile tale și în numele tău să fie slăvit mășurat al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Dragul meu ascultător, în seara aceasta vreau să vă aduc la cunoștință că proiectul nostru pentru tipărea cărților misionare rămâne deschis pentru toți aceia care vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Costă un leu bucata și toți aceia care doriți să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, mă puteți contacta și haideți cu toții să putem să tipărim aceste cărți de sănătate, misiune, calea de Hristos, evenimentele finale și criza. Sunt niște cărți care trebuie să ajungă acolo unde este nevoie. Cum vă spuneam și data trecută, m-aș fi bucurat să mai facem niște Tragedia Veacului. Este o carte care este recomandată, care este căutată, care este apreciată, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să nu rămână în impas. Se face greu, dar cu puținul pe care putem, Dumnezeu va face mult. Îi mulțumim Dumnezeu pentru săptămâna aceasta și le mulțumesc și fraților care s-a implicat în lucrarea Dumnezeu și Domnul să-i binecuvânteze și să umple golurile de acolo de unde au dăruit pentru cauza lui Dumnezeu. Domnul să ne poarte de grijă
tuturor în aceste timpuri. Haideți să deschidem Sfintele Scripturii în seara aceasta să vedem ce ne spune Dumnezeu nouă, dragii mei. Care este dorința lui Dumnezeu? Care este cerința lui Dumnezeu pentru vremurile acestea? Cuvântul lui Dumnezeu spune că vrăjmașul, Satana, a tulburat mintea poporului lui Dumnezeu. A tulburat-o de la un timp de vreme, fiecare este în stânga, fiecare este în dreapta, fiecare este preocupat cu sărbătorile, unii cu Crăciunul, alții după apoi vine Revelionul, toți sunt implicați într-un fel sau altul cu o minte ocupată, fără să mai gândească în realitate la Dumnezeu. Apar clișee în mintea lor despre Dumnezeu și rostesc cu buzele lor numele lui Dumnezeu, dar viața lor este departe. Alții se închină în timpurile acestea într-un fel nedorit de Dumnezeu. Nu știu de ce ne atrage atât de mult lucrurile lumii acestea, pe când ar trebui să ne atragă lucrurile lui Dumnezeu. Se întâmplă, dragii mei, de la un timp de vreme, că poporul Dumnezeu, bisericile care trebuia să fie case de rugăciuni și de închinare, unde Dumnezeu să fie prezent și să fie în mijlocul nostru, au ajuns săl de spectacol, au ajuns podiumul de prezentare pentru lucrurile și sărbătorile lumii acesteia. De ce vă spun lucrul acesta? Am văzut, dragii mei, casele lui Dumnezeu care niciodată n-am văzut așa ceva ca în timpul acesta, pline de brăduți, pline de beculețe, pline, mă uitam la o prezentare la un păstor care sururile aveau o palmă și ceva, rochia deasupra genunchilor. Femei în vârstă, aproape la 50 de ani, fără minte. Bisericile împodobite cu brăduți. Toată lumea este pornită după distracție, după mâncare, după chefuri, după destrăbălare. Toată lumea este pornită în stânga și în dreapta. Și Dumnezeu spune că Satana a tulburat mintea poporului său. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi să vedem ceea ce ne spune Dumnezeu în seara aceasta. Hai să deschidem Sfintele Scripturi să vedem care este cerința lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, în Ioan, că noi trebuie să facem roade de vrence de pocăință și să nu ne apucăm să zicem noi înșine căci noi avem de Tată pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii și fiice. Să facem fapte vrednice de pocăință pentru timpurile acestea, că securea deja este înfiptă, adică judecata se face. Și orice pom, adică orice om care nu face roadă bună, va fi condamnat și judecat de Dumnezeu. Și cel care nu face fapte și roade vednice va fi condamnat pentru porcul cel veșnic și nu pentru viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună în seara aceasta, dragii mei, mie și ție și tuturor, vrea să ne spună că vai de noi, că ce am urmat și majoritatea dintre noi în timpul acestea urmăm pe calea lui Cain. Spune că noi ne-am aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Noi o să pierim la fel cum a pierit într-o răscoală ca a lui Core și Datan. Întâi Iuda 1:11, în 2 cu Petru 2:21 spune așa cuvântul Dumnezeu, ar fi fost mai bine pentru noi să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce am cunoscut-o să ne întoarcem de la porunca sfântă care ne fusese dată de Dumnezeu. Dumnezeu spune, dragii mei, că mai bine ar fi fost să nu fi cunoscut calea neprihănirii. În 2 Petru 2:15 spune, după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Peor, care a iubit plata fără de lege. Balaam a umblat după o plată, după o răsplată, după distracții, după locuri de frunte. Același lucru se întâmplă și cu noi. În Galateni 5:7 spune cuvântul Dumnezeu, voi alergați bine. Alergați bine! Ce s-a întâmplat cu voi? Cine va tăia calea ca să n-ascultați de adevăr? Ce se întâmplă cu voi? Că și până acum ați mers bine, ați mers pe un drum bun, ați alergat destul de bine, ați mers la pas cu Dumnezeu și dintr-o dată v-ați părăsit calea. Și Dumnezeu aduce o mustrare în seara aceasta tuturor.
În Ezechiel 8, cu 12 la 17, spune cuvântul lui Dumnezeu, El mi-a zis, Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Vezi ce face fiecare în odaia lui plină de chipuri? Că ce-i zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta? Dragii mei, urăciunile care sunt în biserica lui Dumnezeu se datorează urăciunilor care sunt în casa conducătorilor poporului Dumnezeu, în casa bătrânilor poporului lui Dumnezeu, fiindcă fiecare în odaia lui, în casa lui și-a instalat chipurile, sărbătorile vremurilor acestuia, trăiesc în felul acesta și lucrul acesta se manifestă. Ceea ce se manifestă în bisericile lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu sunt roadele conducătorilor și a bătrânilor care ar trebui să fie la conducerea poporului Dumnezeu. Apoi Dumnezeu zice și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și vei vedea și mai mari urăciuni pe care le săvârșesc ei. Și spune că m-am dus la poarta casei Domnului dinspre miază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Și te duci la casa lui Dumnezeu astăzi și femeile se închină aceluiași Tamuz. Și poporul împreună cu femeile se închină lui Tamuz, se închină altui Dumnezeu. Au făcut din casa lui Dumnezeu o urăciune. Și el mi-a zis, Fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea, spune. Și m-a dus în curtea dinăuntrul casei Domnului. Și iată că la ușa templului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Știți ce vrea să spun acest verset, dragii mei? Că în timpurile acestea, Satana, vrăjmașul, a tulburat mintea poporului lui Dumnezeu. Și înăuntru casei lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, stau oamenii din poporul lui Dumnezeu, întorși cu spatele, cu dosul, către templul Domnului și cu fața către răsărit. Și se închină înaintea soarelui spre răsărit. Oamenii din aceste timpuri, din poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, care ar trebui să slăvească numele lui Dumnezeu, majoritatea poporului lui Dumnezeu stau întorși cu dosul către Dumnezeu. Ei se închină în casa lui Dumnezeu, nu la altarul lui Dumnezeu, ci ei se închină înaintea soarelui spre răsărit. Tot ceea ce vedeți astăzi că se întâmplă în biserici, oamenii sunt pregătiți pentru primirea semnului fiarei. Oamenii sunt pregătiți să accepte legea duminicală. Oamenii sunt pregătiți. Sunt gata de copt ca ei să-L respingă pe Dumnezeu. Mai departe, în versetul 17, spune cuvântul Dumnezeu și El mi-a zis, vezi, Fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Israel? Că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuie să mai umple și țara cu silnicie și nu încetează să mă mânie. Iată că ei își apropie ramura de nas. Iată că judecata este aproape poporului Dumnezeu. Este prea puțin după ce că mi-ați făcut toate aceste lucruri, după ce că în casa mea ați făcut atâtea urăciuni pe care le săvârșiți acolo, mai trebuie să arătați și în lumea aceasta, mai trebuie să faceți ca numele meu să fie bajocorit, se pun pe internet,
Se pun pe Facebook, se pun pe YouTube, se pun pe toate canalele, se pun peste tot. Îi invităm și pe alții să vadă închinarea noastră idolatră. Și Domnul spune că vrăjmașul a tulburat mintea poporului lui Dumnezeu. Cei care sunt învățători și conducători în lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să se grăbească în aceste timpuri să ia poziție fermă, doar pe tărâm biblic, în ce privește reforma sănătății, și să dea o mărturie directă celor care cred că trăim în zilele ultime ale istoriei acestui pământ. În aceste timpuri trebuie să fie trasă o linie de demarcație între cei ce slujesc lui Dumnezeu și cei ce slujesc propriei persoane. Noi, dragii mei, ne apropiem de încheierea istoriei lumii acesteia. Dumnezeu este gata să vină. Noi trebuie să facem lucruri cu privire la simplitatea în îmbrăcăminte, în mâncare, în chinare. Este necesară acum o mărturie clară, directă, așa cum este dată în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie preocuparea noastră din timpul sfârșitului înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Totuși, dragii mei, se fac apeluri în stânga și în dreapta, dar este prea târziu acum ca să fim entuziaști în a face din subiectul acesta un test. Noi credem că nu este nevoie, noi nu credem că lucrul acesta are de a face cu mântuirea noastră și cu salvarea noastră. Și Dumnezeu spune că îmbrăcămintea din poporul Dumnezeu trebuie să fie cât se poate de simplă. Este timpul ca noi să ne umilim. Să ne umilim inima înaintea lui Dumnezeu și să prezentăm oamenilor o mărturie directă, o mărturie convingătoare, o mărturie care să-i facă pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Este timpul ca noi să lucrăm cu seriozitate pentru a face să crească numărul celor ce trebuie să vină la Domnul și să intre în rândurile Domnului. Noi trebuie să-i conducem pe toți oamenii la o înțelegere cuprinzătoare a adevărului pentru timpul acesta și nu lucrurile acestea nelegiuite și deșucheate care se întâmplă în zilele noastre. Noi ce adevăr le prezentăm oamenilor în timpurile acestea? Noi ce adevăr punem înaintea oamenilor și noi spunem că îi aducem pe oameni la adevărul lui Dumnezeu. Noi le spunem că Dumnezeu este Dumnezeu drept, este corect, că Dumnezeu vrea să fim pentru El, este gelos, noi nu trebuie să fim idolatri, noi nu trebuie să ne închinăm în alte feluri și noi în realitate ne închinăm în felul lumii acesteia. Domnul vrea, dragii mei, vrea ca membrii bisericii să fie vii în poporul său, bărbați și femei care se vor încuraja unii pe alții ca să intre împreună slujire credincioasă pentru Dumnezeu. Ne este arătat de asemenea starea poporului Dumnezeu din zilele de astăzi. Noi avem teoria adevărului, însă noi nu vrem ca să fim sfințiți prin adevărul lui Dumnezeu. Noi nu vrem să-L primim. Noi avem altă căutare. Noi avem altă direcție. Noi avem alt drum. Noi avem altă preocupare pentru timpurile acestea. Preocuparea pe care vrea Dumnezeu să o avem este atrasă atenția cu privire la acest lucru. Când solii lui Dumnezeu au ajuns să predice, când lucrarea lor este mai rea decât n-ar face-o atunci când nu aduce o mărturie clară, directă și tăioasă. Poți să fii solul lui Dumnezeu și să predici, dar dacă lucrarea e mai rea decât n-am face-o, mai bine să nu o mai facem. Dacă predicarea, dacă lucrarea din biserică și de la templul lui Dumnezeu nu aduce mărturie clară, care nu aduce mărturie directă, care nu aduce mărturie tăioasă cu privire la păcat, mai bine n-am mai face-o. Spune că ei trebuie să facă distinție între biserica Domnului nostru Iisus Hristos și creștinii cu numele care sunt formaliști. În această privință se face o greșeală în biserica lui Dumnezeu. Frații se tem să nu jignească, dar nu trebuie să ne judecăm. Dar are cine să mă judece? Dar tu vezi de treburile tale.
De multe ori, frații, te tem ca nu cumva să iese la iveală acele trăsături specifice ale credinței noastre, să nu se vadă standardul care a fost pus de Dumnezeu și care este coborât pentru a fi pe placul poporului. Noi nu vrem standarde și noi vrem libertate. Noi nu vrem standarde și principii, noi vrem egalitate. Până la urmă vrem să fim egal cu Dumnezeu. Până la urmă vrem să forțăm mâna lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne mântuiască. Și de multe ori văzând lucrarea și auzind mustrările care sunt adresate celor greșiți, te întrebi, cum ai putea să suporți o asemenea mărturie directă care vine spre tine din partea lui Dumnezeu? Sau te-ai hotărât să n-o primești? Sau ai început să-ți faci curaj ca să atași modul care este de lucru din partea lui Dumnezeu? Sau vrei să deschizi astfel în inima ta o ușă pentru suspiciune, pentru îndoială, pentru invidie față de cei care lucrează și față de lucrarea lui Dumnezeu? Dragii mei, biserica în aceste timpuri este într-o mare confuzie. Ți-e frică de multe ori de ceea ce este în interior decât în exterior. Domnul ne îndrumă în aceste timpuri cu privire la situația noastră. Domnul încearcă să ne adreseze o mărturie directă pentru pocăință și pentru trezire. Spune că toate fecioarele au adormit. Erau 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Spune că atunci când s-a auzit glasul mirelui s-au trezit și toate aveau candelele. Unele erau pline cu un de lemn, altele erau cu ele goale, erau stinse, fiindcă nu mai aveau un de lemn în candelă. Adică vrea să spună că și candela aceasta este cuvântul, este învățătura lui Dumnezeu. Cele care aveau candela și cu un de lemn, care flacăra aceasta a candelei ardea, înseamnă că ei și-au însușit cuvântul, prin cuvânt s-au transformat, s-au sfințit. Ei au căzut în contopire cu cuvântul lui Dumnezeu, în care cuvântul lui Dumnezeu stăpânește peste ei și nu ei peste cuvântul lui Dumnezeu. Ceilalți au la fel aceeași cunoștință, au studiat la fel ca și ceilalți, au avut aceeași posibilitate, dar ei n-au lăsat ca cuvântul lui Dumnezeu să le sfințească viața și nu s-au supus cuvântul lui Dumnezeu și ei au căutat să-l controleze și să facă ceea ce vor din cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul ne îndrumă cu privire la situația noastră și încearcă să ne dea o mărturie directă. Unii refuză, nu vor să asculte, dar ei, în loc să asculte, să se întoarcă la Dumnezeu, ei încep să lupte împotriva mărturiei lui Dumnezeu. Unii pretind că petrec prea mult timp în studiul cărților, dar nu dau pe față în viața lor nici luzire zeloasă, nici un caracter după voia lui Dumnezeu care este necesar pentru timpul acesta din urmă și nu interesează absolut nimic. Și prin lucrul acesta ei nu dau o mărturie simplă și directă cu privire la ceea ce cere Dumnezeu. Printre păstori, printre studenții bisericilor noastre și prin bisericile noastre spune Dumnezeu că este nevoie de o revărsare a Duhului lui Dumnezeu în continuă putere fără oprire. Poporul lui Dumnezeu este aproape cu totul de dat la idolatrie în timpurile acestea. Știu că mulți o să mă condamnați. Știu că mulți o să mă judecați. Și mulți o să veniți cu textele acelea pe care o să le spuneți. Dar poporul lui Dumnezeu este cel mai de preț cu greșeli și cu păcate. Dragii mei, una e să fii poporul lui Dumnezeu și una e să fii iubit de Dumnezeu prin trăirea adevărului lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu nu sunt numai sfinți, ci în poporul lui Dumnezeu sunt demoni, sunt demonizați. Uneltele lui Satana lucrează din belșug.
Poporul lui Dumnezeu nu este acela care este scris doar în registrul bisericii pe pământ. Și poporul lui Dumnezeu este acela care este scris în registrul din ceruri. Mulți dintre noi venim și spunem, dar poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu nu o să cadă niciodată. Dar ei nu fac niciodată aceea diferență între biserică și popor. Poporul lui Israel a căzut, dar biserica a mers prin ucenici mai departe. Poporul lui Dumnezeu este aproape cu totul de da la idolatrie. Este pe punctul să cadă și va cădea doar biserica, doar rămășița care va rămâne la lege și la mărturie, care va plânge și va suspina pentru păcatele poporului Dumnezeu și pentru păcatele lor, doar aceia vor rămâne în picioare. Și știți de ce poporul lui Dumnezeu este aproape cu totul de dat la idolatrie? Uitați-vă în jurul dumneavoastră, uitați-vă în biserici, cum Satana a tulburat mintea poporului lui Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, sărbătorile lumii acesteia sunt foarte mult favorizate decât cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. Sărbătorile lumii acesteia sunt favorizate încât au luat locul lui Dumnezeu la altarele lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Sărbătorile lumii acesteia au făcut pentru noi o zi de mâncare și de băutură și de distracție în loc să ținem cont de ceea ce spune Dumnezeu. Și de aceste sărbători sunt legate multe ritualuri, multe ceremonii care sunt imorale, care sunt păcătoase, care te departe de Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu a ajuns prea bine cunoscut printre păgâni. Nu de viața de sfințenie pe care o trăiește, ci din pricina josniciei lor imorale. Sunt ca noi. Nu este nicio diferență. Vorbeam cu cineva la telefon ieri. Născuți în credință, din familii de credincioși, părinți născuți în credință, ce faceți? Facem cârnați. Dar de ce n-ai făcut cârnați până acum? Dar ce te ține să faci cârnați? Să mâncăm, să ne îmbuibăm. Noi de multe ori părem că avem puține preocupări și griji în afara de plăceri și petrecerile momentului de față. Dar noi în realitate avem mai multe. Fiindcă sărbătorile păgâne, dragii mei, sunt o cale de pervertire a sistemului pe care l-a rânduit Dumnezeu. A pervertit tot ce mai era sfânt în poporul lui Dumnezeu. A pervertit tot ce îl mai lega pe om de Dumnezeu. Muzica au stricat-o. Închinarea au stricat-o. Rugăciunea care era respirația sufletului au stricat-o. Școlile de sabat, lecțiunile le-au stricat, s-a ales praful de tot. Idolatrie, apostazie, degenerare, păgânism, învățătură mizerabilă. Serviciile divine vorbesc de o pace și de liniște care ne duce către mormânt cu zâmbetul pe buze. Programele muzicale denaturate și stricate printr-o modă și o depravare de întrece și pe păgân. Dumnezeu spune că ceea ce se întâmplă în mijlocul vostru, nici la păgân nu se întâmplă lucrul acesta. Și dacă facem o comparație între ceea ce este la păgân și la noi, păgân. Așa îi numește Sfânta Scriptură. Eu îi numesc frații ortodoxi, frații baptiști și așa mai departe. Dar luăm pe frații ortodoxi și pe frații catolici. Te uiți la ei, femeile îmbrăcate elegant, cu o ținută de o simplitate de neegalat, cu o ținută plină de sfințenie înaintea lui Dumnezeu.
cu un chip de închinare plăcută lui Dumnezeu, nevopsite, nemachiate. Păi când te uiți la corurile noastre, dragii mei, atâtea picioare, atâtea vopsituri, atâtea lucruri de chiar că zici că e pomul de Crăciun. Sărbătorile păgâne au ajuns să pervertească tot sistemul pe care l-a rânduit Dumnezeu. Și în loc ca acești păzitori sinceri ai ritualelor păgâne să învețe de la noi ca popor al lui Dumnezeu însemnătatea serviciilor religioase ale noastre poruncite de Dumnezeu și prin credință să se prindă de făgăduința unui Mântuitor, noi am ajuns să ne prindem noi de ritualurile lor și de falsele lor sărbători și să le stricăm și lor dorința aceea despre Dumnezeu printr-o concepție greșită. Unii oameni ai timpului nostru se străduiesc să pătrundă și ei cât de puțin tainele din învățătura poporului lui Dumnezeu, din învățătura bisericii noastre. Dar se vede că în mijlocul poporului Dumnezeu este o mare diferență și indiferență pentru tainele lui Dumnezeu. Și oamenii din afară, oamenii timpului nostru, nu pot să pătrundă aceste taine. Datorită indiferenței noastre, datorită împietririi inimii noastre prin practicile și prin ritualurile și sărbătorile păgâne, poporul lui Dumnezeu împiedică în aceste timpuri răspândirea luminii. Poporul lui Dumnezeu a ajuns ca idolatria să aibă culmile cele mai înalte ale istoriei poporului lui Dumnezeu de la începutul până la timpurile de astăzi. Ei au pierdut din vedere menținerea separării dintre ei și celelalte confesiuni religioase. Poporul lui Dumnezeu nu este dispus să împărtășească și altora cunoștința pe care încă o au cu privire la viața de pregătire în vederea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Luați și citiți, dragii mei, în Hristos Lumina Lumii, la pagina 33. Și Dumnezeu spune că prin aceste unelte, vrăjmașul a lucrat pentru a tulbura mintea poporului cu privire la adevărata și falsa închinare. Spune că ei au devenit o pradă ușoară. Căsătoria cu păgânii a devenit o practică obișnuită. Legătura prin practicarea de cinstire a unor sărbători de ale lor a devenit o obișnuință. Cuvântul lui Dumnezeu spune că adventiștii de ziua șaptea și-au pierdut rapid oroarea față de idolatrie și o iubesc. În biserici, în casele lor, în viața lor, au fost introduse obiceiuri păgâne și idolatre. Mamele care erau mame de copii, care le închinau înaintea lui Dumnezeu pe copilașii lor, se duc de multe ori mamele la altar și păstorii își pun mâna peste copiii lor și le dau binecuvântare, dar mamele în loc să fie credincioase lui Dumnezeu, mamele bisericii poporului Dumnezeu au devenit idolatre și își cresc copiii învățându-i ritualuri păgâne, Moș Crăciun, Moș Nicolae, Halloween. Mamele au devenit idolatre. Credința adventiștilor de ziua șaptea a ajuns un amestec de idei confuze. Legăturile idolatre cu celelalte confesiuni i-au adus pe adventiștii de ziua șaptea într-o legătură apropiată cu cei care nu aveau dragoste pentru Dumnezeu. Se apropie, dragii mei, astfel lucrul acesta la apogeu și astfel propria lor dragoste față de Dumnezeu a scăzut în mare măsură. A slăbit simțul lor ascuțit cu privire la caracterul cel înalt și sfânt al lui Dumnezeu. Ei refuză să meargă pe calea ascultării. Ei își oferă devotamentul lui Satana.
și ei se laudă că sunt poporul lui Dumnezeu. Ei se laudă că biserica cu greșeli și păcate ea nu va cade niciodată. Ei se laudă că vor fi mântuiți. Ei se laudă că duc altora adevărul. Ei se laudă că prezintă prin aceste lucruri pe Dumnezeu, dar în realitate își oferă devotamentul lui Satana. Și Satana, vrăjmașul sufletelor noastre și vrăjmașul lui Dumnezeu, când vede aceste lucruri, se bucură de succesul obținut din partea poporului Dumnezeu. El vede că obține acest succes ștergând chipul divin din mintea poporului pe care Dumnezeu l-a ales ca reprezentant al său. Prin căsătorire cu cei idolatri și continuă întovărășire cu ei, Satana a produs ceea ce dorise de atât de mult timp, o apostazie generală. O apostazie generală. Și noi de multe ori în numele religiei, sărbătorile cele mai depravate și mai dezgustătoare au devenit pentru poporul Dumnezeu o parte a închinării păgâne din viața adventiștilor de ziua șaptea. Ne apropiem, dragii mei, de încheierea istoriei acestei lumi. Acum e necesară o mărturie directă cu privire la simplitatea îmbrăcămintei, alimentației, muzicii, a închinării noastre, așa cum este prezentată în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie povara noastră, dragii mei. Nimeni nu se află într-un mai mare pericol în ce privește influența spiritelor rele decât aceea care, ne ținând seama de mărturia directă și cuprinzătoarea Sfintelor Scripturi, care tăgăduiesc existența și activitatea diavolului și a îngerilor lui. Nimeni nu se află într-un mai mare pericol ca poporul lui Dumnezeu. Cât timp noi ignorăm vicleșugurile lui Satana, noi avem un avantaj de-a dreptul uluitor, fiindcă mulți dau atenție sugestiilor noastre, în timp ce noi ne închipuim că urmăm îndemnurile propriilor noastre înțelepciuni. La botezul Mântuitorului, Satana era printre martori. El a văzut slava Tatălui umblindu-și Fiul. El a auzit vocea lui Iehova dând mărturie despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Încă de la păcatul lui Adam, dragii mei, neamul omenesc nu mai putea comunica direct cu Dumnezeu. Legătura dintre cer și pământ era prin Domnul nostru Hristos. Însă acum, când Domnul Iisus a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, însuși Tatăl a vorbit. Înainte El comunicase cu omenirea prin Domnul Iisus Hristos. Acum El a comunicat cu omenirea în Hristos. Fiindcă faptele legate de Core și tovarășii lui, care s-au răzvătit împotriva lui Moise și Aron și împotriva lui Iehova, sunt raportate ca un avertisment pentru poporul lui Dumnezeu, mai ales pentru aceia care trăiesc pe pământ, în apropiere de încheierea timpului în care ne aflăm. Fiindcă Satana conduce persoane să imite exemplul lor, el provoacă răzmelițe în poporul lui Dumnezeu, cei care își permit să se ridice împotriva mărturiei clare, se amăgesc singur, dragii mei, și gândesc cu adevărat că aceea asupra cărora Dumnezeu a pus povară, lucrărilor sale sunt înălțați deasupra poporului Dumnezeu și că sfaturile și mustrările lor sunt inoportune. Acestea se ridică împotriva mărturiei lămurite, pe care, după cum a dorit Dumnezeu, trebuie să o poarte pentru mustrarea relelor din rândurile poporului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragul meu ascultător, că mărturiile trebuie date împotriva îngăduințelor vătămătoare. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a lumina și cele mai întunecate în minți. Și poate să fie înțeles de cei care vor, în ultimul moment, să înțeleagă acest lucru. Cu toate acestea, unii care mărturisesc că studiază cuvântul lui Dumnezeu, trăiesc, de fapt, într-o opoziție directă cu învățăturile cele mai clare care vin din partea lui Dumnezeu. Dragul meu, Dumnezeu, pentru a ne lăsa fără scuze, a dat mărturii clare și la subiect. El a dorit să ne aducă înapoi la cuvântul său,
pe noi care am neglijat să-L urmăm pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de principii care cuprind formarea unor obiceiuri corecte de viețuire. Iar mărturiile generale și personale sunt menite să ne atragă atenția îndeosebi la aceste principii care sunt puse înaintea noastră. Este imposibil să mustri greșelile fără ca unii dintre cei care declară a crede adevărul să nu se simtă jigniți pentru timpul acestea. Dar mărturia inspirată nu poate să le facă niciun bine acestora, deoarece ei și-au pierdut discernământul acela spiritual în care să mai facă diferență între ce este bine și ce este rău, între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Fiindcă în locul acestor lucruri care le-a răpit și au pierdut acest discernământ spiritual, a apărut gelozia, bănuielile rele, acuzațiile și toate aceste lucruri au închis inima ușilor pentru lucrarea Duhului Sfânt. Și se pune întrebarea în această seară sau de multe ori se pune întrebarea acolo oriunde ne aflăm sau când studiem ce înseamnă zguduirea despre care tot auzim de ani de zile. Ce înseamnă zguduirea și care va fi rezultatul acestei zguduiri. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, că rezultatul, zguduirea va fi rezultatul mărturiei directe, evocate de sfatul martorului credincios către Laodicea. Și spune că aceasta va avea un efect asupra inimii celui ce o va primi și îl va face să înalțe standardul și să răspândească adevărul cu putere. Și în momentul acela mulți nu vor suporta această mărturie sinceră și directă care vine din partea lui Dumnezeu. Ei se vor ridica împotriva ei. Iar acest fapt va produce o zguduire în poporul lui Dumnezeu. Și zguduirea va face o separare, o ruptură între cei credincioși și între cei necredincioși. Fiindcă printre noi sunt unii care, asemenea lui Acan, vor face mărturisiri prea târziu pentru a putea să mai fie vreodată salvați. Ei nu sunt, dragii mei, în armonie cu ceea ce este drept. Ei disprețuiesc mărturia sinceră care este gata să ajungă la inima lor și să bucură, să-i aducă la tăcere pe cei care le adu reproșuri. Dar Dumnezeu solicită o reluare a mărturilor directe, vestite în anii trecuți. El ne cheamă pe fiecare dintre noi la o renoire a vieții noastre spirituale. Energiile spirituale ale poporului său au fost prea mult timp adormite. Și Dumnezeu spune că acum este timpul și trebuie să se producă o înviere din moarte aparentă. Doar o mărturie simplă și directă a Sfintelor Scripturi, doar ea va putea să pătrundă în inimile noastre, doar prin puterea Duhului Sfânt. Doar ea va putea să aducă o convingere atât de mare că puțini vor reuși să reziste în întregime. Dragul meu, pretinși și credincioși vor fi treziți din siguranța lor falsă. Și când se vor trezi, atunci ei își vor vede căderile și spiritul lumesc, necredința și mândria și egoismul în care au trăit. Mulți vor căuta pe Domnul cu pocăință și cu umilință. Și apoi își vor îndrepta spre ceruri afecțiunea pe care de mult timp au concentrat-o atât de multă vreme asupra lucrurilor din această lume. Duhul lui Dumnezeu îi va însoți. Duhul lui Dumnezeu le va muia inimile și le va supune. Ei se vor uni în proclamarea strigării: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu. Și în momentul acela când ei vor da semnalul acesta, păcătoșii vor întreba plângând: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Aceia care trăiesc în necinste vor fi nerăbdători să repare pagubele. Toți cei care găsesc pacea în Hristos Domnul nostru doresc să-i vadă și pe alții împărtășindu-se de binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul acela spune cuvântul Domnului că inimile părinților
vor fi întoarse către copii și ale copiilor către părinți. Dragul meu ascultător, e timpul să nu-l mai plângi pe Tammuz. Este timpul să nu mai trăiești în idolatrie și apostazie. Este timpul să-i arăți omului de lângă tine care nu cunoaște adevărul. Care este calea cea dreaptă? Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi? Ceea ce dorește Dumnezeu de la ei? Să le spui că Dumnezeu îi iubește, dar ei trebuie să schimbe viața. Dar dacă noi trăim la fel ca ei, dacă noi ne destrăbălăm ce nici la ei nu este, te duci în bisericile păgâne și nu vezi așa ceva. Poporul lui Dumnezeu a început să ajungă mai rău decât cei ce nu l-au pe Dumnezeu. Și știi ce e cel mai dureros? Când copilul tău ți întoarce spatele și te bajocorește, oare cum s-o simți Dumnezeu? Când copilul tău te vorbește de rău și se poartă urât cu tine, când copilul tău îți face numele de rușine, când copilul tău este o piatră de potignire între tine și între cei care ar putea să se apropie de tine. Să ne ierte Dumnezeu de toate aceste rămâneri în urmă, să ne ierte Dumnezeu de nelegiurile și păcatele care sunt în viața noastră, să ne ierte de gândurile rele și stricate, să ne întoarcem, să facem reformă în îmbrăcăminte, în mâncare, în închinare, în muzică. Să nu mai participăm în bisericile noastre la păcatul și la nelegiuirea care este acolo. Nu mai mergeți și nu mai participați la aceste programe idolatre. Acolo nu poate să fie Dumnezeu, unde la altarul lui Dumnezeu sunt puse lucruri. Dom'le, brăduțul e cu treaba lui. Dacă vrei, puneți-l, Dom'le, acasă. Nu știu dacă Dumnezeu va condamna lucrul acesta că ți-ai pus un brăduț acasă. Eu nu pun, că nu mă interesează până la urma urmei. Dar lasă locul lui Dumnezeu să fie locul lui Dumnezeu. Lasă locul de închinare să fie locul de închinare. Dumnezeu zice să nu aduceți în casa mea lucruri străine, să nu aduceți foc străin pe altarul meu. Lăsați ca lucrarea de închinare să fie lucrarea de închinare a lui Dumnezeu. Nu te poți închina înaintea lui Dumnezeu când altarul lui Dumnezeu este înlocuit cu altarele Baalilor și Astartelor, când în biserică închinarea noastră și rugile noastre și atitudinile noastre sunt îndreptate către Tammuz, către soare și către lucrurile lumii acestea. Nu poți ca să cinstești pe unul și să-l urăști pe celălaltul. Nu poți să te împărtășești la masa Domnului și la masa dracilor. Nu poți să ai o viață de sfințire cu Dumnezeu și într-același timp să trăiești conform lumii acestea. Nu poți să faci lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea o închinare împărțită. Dumnezeu nu vrea o slujire împărțită. Dumnezeu nu vrea absolut nimic. Dumnezeu te vrea pe tine cu toată inima, cu tot cugetul și cu toată ființa ta. Mamelor, nu fiți idolatre. Nu învățați pe copiii voștri să aibă o închinare falsă. Nu învățați pe copiii voștri să iubească idoli și închinarea păgână ale timpurilor acestora. Nu învățați pe copiii voștri și mințiți că vine Moș Gerilă, că vine Moș Nicolae, că vine Moș Crăciun să caute în cizmulițe. Dați-le mai bine ceva și spui, băi, mamă, nu există așa ceva să minciui. Du-te, uite, hai să-ți cumpere mama ceva. Uite, vreau să-ți fac un cadou. Nu-i mințiți, nu-i învățați cu minciuna de mici. Nu fiți idolatre, nu-i faceți pe copiii voștri să vină să iubească lucrurile păgâne. Înțelegeți noastră? Nu vă obișnuiți să fiți păgâni în casele voastre, să vă facă mama de Crăciun, să vă facă... Dragii mei, ce avem noi? Eu n-am nimica! Cei care sunt cu Crăciunul, Domnul să-i binecuvânteze în viața lor și în felul lor. N-am treabă, să trăiască cum vor.
Dar nu scrie în Sfintele Scripturi și fraților ortodoxi. Dacă mi-aduce în Sfintele Scripturi să-mi arate că Domnul Iisus a născut pe 25 decembrie, să-mi arate că dacă 25 decembrie e ziua Crăciunului, scrie în Biblie, o sărbăți cu dragoste și cu iubire și cu bucurie. Dar dacă nu scrie, de unde a apărut? Noi nu avem treabă cu lucrurile acestea. Noi nu avem nicio legătură cu lucrurile lumii acestea. Noi trebuie să stăm departe de ele în timpurile acestea. Ne destrăbălăm. Noi credem că am ajuns faimoși și devenim faimoși, dar nu vedem cât de penibil suntem. Am ajuns de râsul celor din jur. Pe la televiziuni vezi tot felul de lucruri, prezentări prin biserici. Parcă a nebunit creștinismul și poporul Dumnezeu. Nu poți să mai mustri, nu poți să le mai zici ceva, nu poți să-i mai întorci din calea lor, nu poți absolut nimic, nimic, nimic. Voi cei ce iubiți pe Dumnezeu, ridicați mâini curate către Dumnezeu, sfințiți-vă viața, gândurile și cugeturile voastre. Stați departe cât încă se mai poate. Dumnezeu spune că această bătălie finală va fi o bătălie în care va hotărî destinul nostru veșnic. Spune că lupta va fi atât de aprigă și adevărul falsificat cu minciună în așa fel încât nu se va face nicio deosebire. Doar cei luați în stăpânire de Duhul Sfânt vor putea să reziste și chiar cei aleși, dacă nu, Dumnezeu nu va scurta zilele din pricina lor și ei vor pieri. Dragii mei, este o luptă de conștiință, este o luptă de închinare, este o luptă de recunoaștere, de supremație, ori a lui Dumnezeu, ori a lui Satana. Lupta aceasta este mai periculoasă decât cu sabia și cu pușca. Lupta aceasta este mai periculoasă decât orice, fiindcă sufletul tău și mântuirea ta este pusă în joc. Nu mai iubiți lumea și lucrurile din lume. Nu mai participați. Am văzut zilele acestea. S-au prezentat un concert de gospel, muzică gospel, sau cum îi zice. Și atât de bucuroși erau și au participat. Lucrurile acestea, entuziasm, este înainte de timpul sfârșitului, frenezie, muzică. Toate lucrurile acestea spiritiste încep să cuprinde pe poporul Dumnezeu. Oamenii aleargă, oamenii parcă au scăpat de la o cătușare. Și oamenii sunt îndemnați să meargă la lucrurile acestea. Unii au făcut partide, unii sunt cu concertele gospel, alții merg cu bradul, alții merg cu Crăciunul, alții merg cu capra, alții merg cu piada. Nici nu mai știi, nu mai știi care e adevărul, nu mai știi ce să mai crezi, nu mai știi în ce parte. O confuzie atât de mare. Aceasta este timpul de zguduire, timpul de cernere al poporului Dumnezeu. Și între timpul acesta Dumnezeu mai reține vânturile să pună sigiliul pe fruntea copiilor săi. Dragul meu, degeaba vei plânge în final, degeaba te vei strădui, degeaba agonia ta va fi pusă, dar va fi prea târziu înaintea lui Dumnezeu. Și salvarea ta nu va mai putea să aibă loc. Vrei o viață a lui Dumnezeu, schimbă-ți viața, nu iubi lucrurile din lumea aceasta, dacă vrei să fii mântuit și vrei să fii salvat. Dumnezeu nu își cere să faci nimic decât trebuie să asculți de El și să te supui. Dacă știi că nu poți și nu vrei, părăsește rândurile poporului Dumnezeu. Lasă, dă-te la o parte din calea celor care vor să vină. Nu rămâne pe două fronturi membru al bisericii poporului Dumnezeu și tu trăiești cum dorești și cum vrei. Ești liber, poți să pleci, du-te, trăiește-ți viața, iubește-ți viața, iubește plăcerile, fă-ți poftele tale, dă ochilor tot ce vrei. Nu te opune, nu te obligă nimeni, că și așa nu o să fii mântuit. Pedeapsa va fi mai mare, dacă vei pleca și vei lăsa lucrurile, pedeapsa va fi mai mică și Dumnezeu te va judeca. N-am vrut, n-am vrut și la revedere, lucrurile s-au terminat. Dar când ajungi să fie o piedică și să deturnezi adevărul lui Dumnezeu, va fi foarte greu. Spune cineva, cum să-i spui unor frați adventiști sau adventiști de ziua șaptea că cine nu vrea să părăsească biserica? Că nu e bine să faci lucrul ăsta, ba da.
Dacă nu iubești adevărul, dacă nu vrei să trăiești cu un cer Dumnezeu și tu spui că îl iubești pe Dumnezeu, de ce minți? Dumnezeu ne consideră mincinoși dacă noi nu vom trăi conform celor ce vom vorbi și ceea ce pretinde că suntem. De ce să-i ții pe oameni în biserică dacă ei nu iubesc pe Dumnezeu? De ce să-i ții în rândurile bisericii dacă ei nu doresc schimbare? De ce să-i ții în rândurile bisericii dacă ei tânjesc după lucrurile lumii, după moda lumii, după mâncarea lumii, după muzica lumii, după distracția lumii, după sărbătorile lumii, după viața lumii, după trăirea conform lumii acestea? De ce? De ce? Eu mă voi opri aici în seara aceasta, dragul meu. Îți doresc noapte bună și seara binecuvântată. Și Domnul să-ți poarte de grijă și să te ajute să fii mântuit cât încă se mai poate. Mâine dimineață la orele 8:30, 8:30, ne vom întâlni din nou la Străjerul pentru a studia la școala de sabat învățături minunate pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție. Mai avem puțin, dragii mei, mai avem puțin și nu mai avem studii, să vedem ce vor fi, dar oricum am rămas tare surprins să ai un trimestru întreg despre darul și zecini. De când sunt eu de atâția ani în biserica asta, de 30 de ani, era câte un studiu pentru zecim și darul rezervat la fiecare trimestru. Dar să discuți un trimestru întreg despre așa ceva, asta arată că am ajuns rău de tot. Pe noi ne preocupă darurile și zecimile, nu ne preocupă sfințirea noastră. Dacă poporul ar fi învățat să se teamă de Dumnezeu și ar da cu credincioșie zecimile și darurile la biserică, dacă frații noștri din conducere și ar folosi darurile și zecimile lui Dumnezeu în scopul pe care l-a rânduit Dumnezeu, lucrurile s-ar schimba. Dar lăcomia, avarația, hoția, desconsiderarea lui Dumnezeu, lipsa de pocăință, a dus la toate aceste lucruri. Mâine dimineață vă aștept cu drag. Vă doresc tuturor noapte bună.